o să încerc să fac mai mult pentru ei, această echipă să promoveze. Are drept de promovare, numai că toată presa încearcă să ducă... Domnul Talpan, dar nu presa joacă fotbal și nu lucrează la FRF sau la LPF presa, domnul Talpan. Asta este problema. Asta e problema, că forurile naționale trebuie să decidă, nu? Nu presa. Aici e vorba de legea sportului. Deci am soluția care... Mergeți la TAS? Mergeți la TAS pentru că înțelegem că asta ar fi soluția. Deci am soluția, știu ce trebuie făcut, problema este că la ora actuală nu am o susținere atât de bună din partea ministerului. Din sau partea clubului, a ministerului. Dar cine nu vă susține? Pentru că până la urmă aici este o discuție. Oamenii din Clubul Sportiv Armatei vor să promoveze această echipă, da sau nu? Dumneavoastră veți, este clar. Am mai spus lucrul ăsta și domnul Dâncu și pe 2-3 săptămâni sau hai, o lună. Bun, domnul două, Dâncu a dispărut, a apărut la... un nou ministru. Acest ministru vă ajută în vreun fel? Am încercat să ajung la dumnealui, sincer. Nu reușesc. Și suporterii aceștia care stau aici, ce să creadă acum? Nu știu. Deci, haideți să vă spun. La ora actuală, subordonarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua la departamentul pentru creșterea, secretarul de stat pentru, nu știu, nici nu mai știu cum se cheamă, că are o titulatură foarte mare, este foarte greșită. Eu când am venit la Clubul Sportiv al Armatei Steaua în 2002, Clubul Sportiv al Armatei Steaua se subordona direct ministrului. Da? Era soluția cea mai viabilă, comandantul clubului se putea duce la ministru și putea rezolva foarte multe. Funcția de comandant al clubului era de general, da? Nu de colonel, nu să te duci să te milogești de alte persoane care nu au nicio treabă cu sportul. Vă spun, sunt oficiali în cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București care nu vor să apară în fața presei. Înțelegem acest lucru. Dar de ce nu vor să implice direct pentru a vă ajuta pe dumneavoastră? Nu apar în fața presei. Înțelegem pentru asta. Nu știu ce să spună. De ce nu știu ce să spună? De ce sunt acolo angajați? Pentru nu că... depun un dosar atunci când se angajează? Mie mi-este scârbă să fie în jurul meu foarte mulți oameni care, să nu folosesc un termen dur, sunt incompetenți, dar văd că la nivelul întregii societăți, în funcțiile de conducere, sunt numai incompetenți. Și atunci, dacă sunt numai incompetenți, credeți-mă, și pe mine mă deranjează lucrul acesta. Deci, haideți să vă, nu, vă spun da, lucrul acesta și, nu știu, las instanța să se pronunțe, să fie o soluție bună și dacă să discutăm după aceasta. O campanie pro Steaua la televizor, că e un nume, un brand, ne-ar ajuta și atunci ar fi mult mai ușor ca federația și liga să țină cont de presiunea presei. Dar presiunea dă decât în Steaua, atât. Susține FCSP-ul și dă în Steaua.